Veste cumplită despre Vladimir Putin. Serviciile secrete ruse au făcut anunțul Vladimir Putin este un mincinos narcisist și un agresor în care nu se poate avea încredere, conform unei evaluări făcute de oameni din serviciile ruse de informații. Evaluarea internă șocantă a FSB asupra președintelui rus vine pe fondul războiului din Ucraina, scrie The Sun. Tulburări narcisiste potrivit tabloidului britanic, oameni din interiorul FSB susțin că liderul de la Kremlin are tulburări narcisiste, posibil din cauza complexelor pe care le-a avut în copilărie. Aceștia susțin că președintele rus s-a înconjurat în ultimii ani de oameni precum cei care obișnuiau să-l agreseze în copilărie. Dându-le ordine, Putin simte că se răzbună pe copiii care lumileau când era mic. Aceleași surse mai spun că nu se poate avea încredere în Putin, deoarece este un mincinos. Nu își asumă nicio responsabilitate și nu se simte vinovat pentru acțiunile sale. Organizația Rusă pentru Drepturile Omului Gulagu a oferit celor de la Dăsun acces la cârtița din interiorul FSB. Activistul Vladimir Osechin a împărtășit emailurile din interiorul FSB, dezvăluind modul în care serviciile secrete ruse îl văd pe președintele rus. Depășirea traumelor din copilărie, evaluarea personalității lui Putin a fost făcută de sursa numită, Window Change, ca și cum ar acesta ar urma să fie recrutat de FSB. Defectele de personalitate ale lui Putin pot fi urmărite din copilărie, liderul rus încercând acum să depășească traumele acelei perioade, arată evaluarea. Putin a refuzat să dea detalii despre viața sa de familie, fără informații despre părinții și despre copiii săi, se arată în evaluare. Wind Change continuă să descrie modul în care Putin și-a ales oamenii să-i stea în preajmă. Încearcă să se înconjoare de genul de oameni de care se temea în copilărie și asupra cărora are acum are de plină putere, a spus agentul. Se pare că emailurile sunt opera unui ofițer FSB. Acestea au fost traduse în engleză de Igor Sushko, un cetățean american de origine ucraineană, care a lucrat cu Gulagu.